Centralele termice care asigură încălzirea în unitățile de învățământ nemțene au fost verificate din ordin al prefectului. O comisie formată din specialiști în domeniu au verificat 91 de școli pentru a stabili dacă există neconformități în ceea ce privește modul de funcționare a centralelor. O altă comisie mixtă de control a acționat pe verificarea centralelor termice pe gaz din unitățile școlare. Dintr-un total de 91 de unități de învățământ, 95% au fost deja văzute. Probleme identificate în teritoriu au fost. Comisia de verificare a constatat faptul că lipsesc documentele care atestă verificarea tehnică a instalației de gaz, precum și actele care atestă verificarea coșurilor de fum. Cu toate acestea, e bine de știut că nu s-au semnalat probleme atât de grave încât să pună în pericol siguranța elevilor. Mă refer la lipsa documentului care atestă verificarea tehnică a instalației de gaz, lipse documente care atestă verificarea coșurilor de fum, în anumite cazuri certificatele ISCIRA ale cazanilor expirate. Trebuie menționat faptul că și acest control este în curs de finalizare. Nu s-au identificat situații grave care să indice faptul că siguranța copiilor a fost pusă în vreo secundă în pericol. Pentru remedierea tuturor deficiențelor constatate, prefectul județului Neamț, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a solicitat primarilor să aloce în cel mai scurt timp fondurile necesare.